Politica agricolă comună nu trebuie să plătească prețul pentru Brexit și consecințele sale asupra bugetului Uniunii Europene, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la finalul summitului extraordinar de la Bruxelles, încheiat cu un eșec. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis, prezent și el la negocieri, a declarat că atât șeful Consiliului European cât și cel al Comisiei Europene au fost deschiși propunerilor Bucureștiului cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene. Înainte de începerea summitului, președintele francez Emmanuel Macron a spus că este gata să se bată pentru politica agricolă comună, care în propunerea inițială a șefului Consiliului European ar fi fost afectate de tăieri, cu 14% mai puțină finanțare decât în anii trecuți. Macron a mai spus după summit că a lucrat strâns cu Angela Merkel pentru a încerca să aducă la un numitor comun statele cu agende divergente. Potrivit Reuters, propunerea revizuită cu care președintele Consiliului European a venit înainte de reluarea oficială a summitului în formatul de masă rotundă, prevedea ceva mai multe fonduri pentru PAC, dar menținea rabaturile pentru statele net contributoare. Întors la București și președintele Klaus Iohannis a ținut să facă câteva precizări. El a declarat că atât șeful Consiliului European, cât și cel al Comisiei Europene, a fost deschiși propunerilor României cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene. Acesta a arătat însă că nici după discuțiile în formate bilaterale între reprezentanții statelor cu conducerea a Consiliului European și a Comisiei Europene, pozițiile nu s-au apropiat. Iohannis a precizat că nu se pot face multe modificări pe actuala propunere de buget a UE, făcută de președintele Consiliului European și în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, Trebuie elaborată alta. În opinia sa, este nevoie de cel puțin încă un summit pentru a se ajunge la o înțelegere.